Salutare, dragi prieteni! Bine ați venit la o nouă conversație. Ăsta e un episod special despre un public totuși cu totul special. În episodul ăsta o să vorbim despre copii cu abilități înalte și despre contextul, provocările și unva stilul de viață pe care l au atât acasă cât și în mediul școlar poate unul dintre cei care ne privesc e în categoria asta, poate sunteți părintele unui copil cu abilități înalte, poate sunteți profesorul unui astfel de copil și sperăm ca episodul curent să vă ajute să înțelegeți cât mai bine ce se întâmplă în capul, dar și în sufletul lor. Și pentru a purta discuția asta așa cu date, cu cap și cu coadă, așa cum v-am obișnuit în materialele mai Architect, o am alături de mine pe Simona Mitrea. Te pup și îți mulțumesc că ai venit. Mulțumesc, Paul, pentru invitație. Cu mult drag. Dragilor, Simona Mitre este doctorand în științele educației la Facultatea de Psihologie și științele educației de la Universitatea din București și fondator și director al Romanian Gifted School. Felicitări! Prima Mulțumesc. școală pentru Prima copii școală, da. cu abilități înalte din România. Abia așteptăm să vă definim ce înseamnă copii cu abilități înalte. Povestea școlii pornește încă din 2011, când a început... Inițierea de programe educaționale pentru copii cu abilități înalte, deci mai întâi au fost programele, și după aia a apărut școala în sine. Pilotăm, da, am pilotat. Am... Școala adresează copii de la grădiniță până la clasa a 12. Exact. Deci, dacă avem un astfel de copil acasă, sau dacă suntem profesorul unui astfel de copil, știm că există o resursă în România cu oameni care se pricep să interacționeze cu publicul respectiv. Super. Acum, tu mai ai și o lucrare de doctorat în lucru, care este despre copii cu abilități înalte. Tema copiilor cu abilități înalte este prima lucrare care se scrie... Pe cu toate provocările care vin la pachet. Da, și nu m-aș fi gândit de fapt niciodată că o să ajung să fac un doctorat cu precădere pe această temă. Dar, constatând că, într-adevăr, nu există cercetare în zona aceasta, apărând școala ca o nevoie din partea părinților, deci ei ne-au tot întrebat pe când o școală. Când da, 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 da. Okay. Și atunci ni s-a părut util demersul meu începând în 2018. Deci cu doi, da, 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 cu doi ani înainte de demararea procedurilor pentru școală, să certificăm și în mediul academic ce e cu povestea aceasta. Super. Eu veni vorba da. despre ce e cu povestea aceasta. Eu propun să intrăm un pic în subiect. Tu ne-ai spus așa că în România sunt 16% dintre copii, deci aproximativ 500 de mii, încadrați drept copii cu abilități înalte și aici aș propune... Din capul locului, să-ți dau ție microfonul și să ne spui cât se poate de simplu de clar pentru un profesor care n-a luat încă contact cu subiectul sau un părinte ce înseamnă abilitățile înalte. Uh, abilitate înaltă înseamnă să uh, observi uh, la început zona aceasta de inteligență logică. Bun. Și inteligență lingvistică, să-ți dai seama uh, și de partea de coeficient de memorare de scurtă durată, respectiv de viteza de procesare a copilului. Patru, Patru parametri. parametri. Uh, acești parametri nu se testează până la vârsta de șase ani, uh, se testează. Între 6 ani și 17 ani, și aici, okay. iarăși, adică nu spunem noi cei Local din școală, și... da, ci psihologii care au studiat fenomenul. Fenomenul se studiază din 1900, deci nu este de dată recentă. Și cu toate astea... Și cu toate acestea... nu am avut o școală până acum, ce puțin la noi în țară. Cel puțin în România, da. Și nici cercetare multă. Când spui că nu e cercetare, te referi în România? Că nu s-a făcut sau nu prea există cercetare nici în afară? Uh, cu preponderență... Deci în România nu este deloc făcută cercetare. Uh, Europa se bazează foarte mult pe conceptul de... Achievement și o să vorbim despre asta. În schimb, Statele Unite, Australia, Canada s-au dus foarte mult pe zona aceasta de echilibru între acumulare de informație și zona de inteligență emoțională, respectiv socială, okay. și de acolo au definit foarte clar ce înseamnă în studii longitudinale de la o mie de subiecti studiați timp de 20-30 de ani okay. și și-au dat seama de fapt de acest fenomen care ce înseamnă de fapt succesul lor, ce înseamnă să definim abilitatea înaltă. Bun. Eu am reținut cele patru elemente. Deci, inteligența cognitivă da. sau logico-matematică, lingvistică, da. viteza de procesare și capacitatea de memorare pe termen scurt da. working memory hai să intrăm un pic mai în detaliu pe fiecare dintre ele în documentare tu ne-ai făcut referire și la inteligență fluidă respectiv cristalizată ele să suprapun pe vrunele din cele pe care le-am numit eu mai devreme uh, inteligența fluidă este inteligența logică bun care ne spuneai tu că e și născută da și aici vorbim despre pentru cineva care ia prima dată contact cu subiectul ăsta al tipurilor de inteligență, să spunem cum o vezi la un copil sau la un adult, un, un om care are abilitatea, care are inteligență fluidă ridicată, cum se simte, cum se poartă. Uh, inteligența aceasta fie se manifestă într-o uh, capacitate de sinteză foarte bună, fie într-o capacitate vizuală tridimensională. Mm -hmm. uh, unde îți dai seama că acea persoană, spre exemplu, procesează la nivel neuronal uh, toate ideile, da? Uh, și are o viziune extraordinară, adică îți creează niște idei, uh, da, out of um, the box. Deci, așa s-ar uh, defini, da. da? Născută, bună Da. Mi-aici îmi vine în minte, dragilor, fac trimiterea la un material. E un documentar foarte frumos pe Netflix care se numește Einstein's Mind. Nu știu dacă încă mai rulează sau nu, dar mi-l aduc aminte. Era făcut un cadru cu el când gândea, când, când reflecta la continuumul spațiu timp stătea la birou cu picioarele peste birou și se uita pe geam și vedea în fața uh -huh. ochilor lui continuumul spațiu timp ceea ce e o idee foarte abstractă. Deci asta ar fi, sigur, în anecdota asta cu filmul uh -huh. de pe Netflix... Asta ar fi o, un indicator de inteligență fluidă. Exact. Bun. Mergem la a doua, cristalizat Inteligența cristalizată. Cum se simte? Cum, să, cum se cum poartă, arată? da? Inteligența cristalizată este dezvoltată prin limbaj. Limbajul este un organism viu, se dezvoltă pe tot parcursul existenței noastre de adult. Uh, și uh, dacă este să ne uităm, uh, vedem, spre exemplu, copii care sunt extrem de creativi, mm -hmm. încă de foarte devreme, dar nu neapărat folosesc un limbaj uh, uh, elevat. Okay. Uh, dar aceștia, da, dacă ar fi să ne uităm un pic pe o hartă, punem niște postituri și fac conexiuni neașteptate între diverse concepte. Deci sunt uh, cei creativi. Okay. Iar cealaltă structură poate să fie. A doua subcomponentă, din a doua subcomponentă tot din inteligența cristalizată. Înțeleg foarte bine limbajul. Știu să-l folosească un vocabular Versatil. mult peste nivelul copilului de vârstă biologică. Uh -huh. Dar nu neapărat folosesc, să spunem, fraze foarte lungi, explicații complexe. Deci, nu este atât de creativ. Este mai degrabă orientat tot spre o structură acest copil, dar cu un vocabular peste, peste nivelul vârstei. Da. Și okay. atunci, aici, în al doilea caz, ne putem duce cu gândul că putem corela acest. Coeficient, cu coeficientul de logică. Ok. Da? Pentru că el procesează foarte bine uh, informația, dar este mai eliptic în, uh, în exprimare. Bun. Între cele două fluide și cristalizată, primele două elemente din cele patru, uh, când vorbim de IQ, de care probabil majoritatea oamenilor au auzit, pe care l-am putea suprapune? iq corelează cu vreuna din astea două? IQ-ul corelează cu ambele, cu dar ambele. poate să fie, de exemplu, doar pe dominantă sau doar pe cealaltă dominantă, deci fie okay. pe fluid, fie pe cristalizat. Și firesc că este important să coroborăm primele două cu celelalte două aspecte, Perfect. cu coeficientul de memorare de scurtă durată, respectiv cu viteza de procesare coeficientul de memorare pe scurtă durată se bazează pe memoria de lucru, presupun, pe working memory. Da. Dragilor, aici e ceva interesant că sunt și cercetări care arată copiii care au memorie de lucru bună, memorie pe termen scurt și respectiv memorie de lucru bună, pe care noi o comparăm cu ram -ul. La calculator e spațiul în care încărcăm informație ca să rezolvăm probleme, scorează în general mai bine la teste de inteligență. Asta e destul de clar, da? Dacă am un copil, deci care poate, pur și simplu, când se uită la o listă de cuvinte, să rețină cât mai multe dintre ele dintr-o singură privire. Sau dacă a asista la o discuție cu părinții, poate poa să aduc aminte, păi voi, azi ați vorbit despre asta, 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 asta în discuția asta cu mine. Uh -huh. Cam. Asta uh -huh. e un exemplu relevant pentru. Da, oh. da. Și viteza de procesare, cum, cum o observăm la un copil? Eu îmi pot face o idee, așa. Uh -huh. de pământeană despre cum se simte, dar în, în felul în care voi o observați, fără test, vorbim și de teste după, dar momentan doar așa, dacă sunt părinte sau profesor, cum se simte viteza de procesare? Cât de repede răspunde? Cât de profund poate să răspundă și repede? Cât de repede odată, dar poate să fie viteza de procesare și ceva mai lentă, deci nu neapărat să-l ajute pe copil. Ok. Uh, și o să vorbim un pic cum uh, și ce observăm, de fapt, când aceste două uh, acești doi parametri, de da și de coeficientul de memorare de scurtă durată, sunt uh, uh, cu scoruri ceva mai mici față de uh, primele două componente. Dar viteza de procesare, practic, se manifestă printr-o capacitate a copilului de a răspunde mai repede sau din contră. Aici simt eu să fac o mențiune sau să te întreb ceva. Viteza cu care răspunde poate să vină și din impulsivitate. Cu impulsivitatea la copiii cu abilități înalte, cum stăm? E, sunt date în sensul ăsta? Uh, nu neapărat, pentru că nu despre impulsivitate ar fi vorba în cazul lor, ci mai degrabă despre a fi justițiar și a -și dori dreptatea, deci nu sunt, nu la impulsivitate de ne uităm. Dacă deci... ne uităm la un copil care se plictisește repede, trântește ceva, că nu mai are răbdare sau chef să opereze cu lucrul ăsta, nu, nu e un indicator real. Bun. Nu e un indicator real, Deci impulsivitate, da. no. impuls no. control, da. cât de bine reușește călărețul să inhibe impulsurile emoționale Elefantului, metafora asta pe care o folosim, nu e neapărat din registru. Ăsta bun. Ne-a ajutat să înțelegem, deci, că abilitățile înalte se învârt în jurul ast astor patru coordonate. Inteligență fluidă, cristalizată, una e nativă, una să dezvoltă pe tot parcursul vieții, apropo de uh -huh. uh, vocabular și de abilități lingvistice. Am înțeles că are legătură și cu memoria pe termen scurt, capacitatea asta de memorare pe termen scurt și cu viteza de procesare cred că sunt lucruri pe care și noi ca adulți le putem evalua la noi sau poate uitându-ne înapoi, vorbeam noi înainte să intrăm în înregistrare cu Luciana, că poate și unii adulți să întreabă, băi, dar eu cum le avea pastea? Patru. Și acum aș merge la a doua întrebare mare, cum îi observăm, cum identificăm, am înțeles ce înseamnă, cum observăm copiii cu abilități înalte sau adulții cu abilități înalte? La copii o să ne uităm un pic, Prima dată. Da, pentru că teste de inteligență pentru adulți nu sunt foarte multe. Noi nu avem, cel puțin în România, că noi vorbim pe spațiul pe care îl populăm aici. Uh -huh. În ceea ce privește primele semne, apar încă foarte devreme, dar tot așa ochiul psihologului așa. își dă seama. Okay. Da? Um, spre exemplu, când sunt foarte mici, uh, au nevoie de stimul uh, destul de des. Adică din... Foarte mici. Foarte mici, chiar sub un an. Ok. Da? Chiar sub un an. Uh, Și stimul destul de des, ce înseamnă? În sensul că au nevoie permanent să Studieze și vedem copii foarte devreme, și asta la fel. O spun niște studii neurologice, nu foarte multe în direcția aceasta, pentru că nici aici încă nu stăm foarte bine în plaja aceasta, dar sunt câteva studii care arată că tendința ulterior poate să fie în direcția abilității înalte, și atunci au observat că bebelușii care își doresc schimbarea stimulului. Uh, ulterior s-au dovedit în jurul vârstei de 6-8 ani uh, a avea abilități înalte pe teste de uh, inteligență. Bun. Uh, mai târziu apar uh, întrebările acestea, dar de ce a apărut, deci despre univers foarte mult despre uh, descoperirea adevărurilor profunde, undeva uh -huh. în jurul 3-4 ani și din nou acolo putem să mergem cu ideea aceasta către uh, ar putea să fie, pentru că până okay. la șase ani doar putem să ne gândim spre, ar putea să fie din să categorie, o să nu da. E o potențialitate, o certitudine. exact. Okay. Deci, stimul, Stimul. nevoia asta, diversitatea stimulilor, ne-ai mai spus tu acum? deci întrebări profunzimea, profunzimea întrebărilor sau întrebărilor. bogăția cu care da, privesc ceva care da, iar poate să aibă legătură cu memoria da, de lucru, da, cât de da. complex, cât de bogat poți să gândești la ceva, ok Sunt copii de exemplu care dezvoltă pasiuni firesc că acolo trebuie să fim foarte atenți pentru că un copil până în șase ani e preocupat o perioadă de ceva să descopere dar în momentul în care dă de o dificultate abandonează pasiunea respectivă. Și aici venim de multe ori, poate, cu presiunea aceasta socială din familie, încă puțin, încă puțin să se mai așeze. Și atunci îl abandonează. Deci aici trebuie să fim un pic atenți ca adulți. Și la cei cu abilități înalte vedem o tendință mai mare să persevereze, da, chiar și la vârstele da, respective. Da, da, deci dacă da. avem un copil care e pasionat, nu știu, de insecte, stă sau un pic de... mai mult, da, își găsește 3-4 ore bă, în zona aceea să descopere ok, da? 3-4 ore la o iterație să zicem, da, da nu 3-4 da, ore da, da, săptămână Și da, da, da. m-am așezat, așezat și 3-4 ore exact, am stat pe exact, Lego sau exact, pe... Da. ok, bun, deși Perseverența sau. Uh... Se vede de, de vreme. Ok, bun. Da, perseverența, motivația de a face lucruri, deci aici, iarăși, uh, uh, sunt aspecte care în timp s-au dovedit. Uh... A indica, a sugera. Exact. Abilități da, înalte, da. ok. Mai e ceva în zona asta de cum îi putem observa? Uh, folosesc, de exemplu, un limbaj, pot să folosească chiar dacă nu vorbesc de vreme. Pentru că nu neapărat tendința aceasta în care mulți spunem, păi copilul meu la 2 ani vorbea, citește la 3, nu este neapărat un indicator, un indicator pentru, pentru, a pentru a dovedi, dar în jurul vârstei de 6 ani, când testăm, că ar fi cu abilități înalte. Poate să fie, dar nu neapărat. Adică dacă este un copil care vorbește târziu, dar începe să vorbească într-un limbaj peste nivelul vârstei lui, din nou poate să fie un indicator că uh, ar fi. Aici da. cred că da. iar îmi vine da. exemplul ăsta lui Einstein. Nu că noi vorbim de copii cu abilități înalte ca fiind toți urmașii lui, dar din ce mi-aduc eu aminte și el a vorbit târziu. Exact. Și da. în clasa da. a șasea profesorii au vrut să le exmatriculeze că îl găseau a fi retardat pentru că îi lua mult timp să răspundă la întrebări apropo de profunzimea gândirii. Uh -huh. Și o să vorbim noi mai încolo oricum uh, Ne-ai spus câțiva indicatori luminoși Sunt și lucruri pe care le fac mai puțin bine Pe care le putem observa fie în copilăria asta foarte mică Fie după, sunt și niște red flags, așa, niște uh -huh. steaguri roșii După care să ne uităm uh, În ceea ce privește intensitatea emoțională uh, Cu toate că zona aceasta cognitivă este dezvoltată, partea emoțională este subdezvoltată de regulă, pentru că reprezentarea trebuie să fie în direcția emoțională desfăcută și explicată de ce se întâmplă anumite lucruri și, spre exemplu, vorbesc foarte mult în metafore. Okay. Da? bun Găuri negre atunci când emoția este intensă. Deci, vorbesc din zona de pasiune atunci când intensitatea emoțională este crescută. Deci, aici trebuie într-adevăr să fim atenți. Vorbești cu un copil de patru ani în termeni științifici și în trei minute poate să-ți facă un tantrum pentru că emoțional a simțit că ceva nu-i funcționează foarte bine și te uiți și te întrebi în momentul acela ce s-a întâmplat, ce a circuitat practic procesul. Lucru pe care, fără să fiu părinte, dar din mulți părinți pe care îi avem în jur și prieteni și în comunitatea Mind architect, Tantrumurile sunt ceva ce se cam întâmplă, oricum, la vârsta asta. E vreo metodă sau sunt ceva semne care mă pot ajuta să-mi dau seama că nu e pur și simplu un tantrum specific vârstei și e poate datorat senzitivității emoționale crescute sau intensității cu care experimentezi o emoție crescută? Uh. Pot să dăm dau seama în momentul în care, întrebându-l pe copil, ce a trigăruit, de fapt, contextul respectiv. Okay. Și atunci, când scade în intensitate da, tantrumul, putem să. Vor, când, vor, când discutăm cu el, și asta ne dăm seama uitându-ne și la grădiniță. Începe să-ți explice foarte clar. Că i s-a părut că din grimasa ta nu l-ai uh, uh, înțeles foarte bine, sau că uh, explicația pe care tu i-ai dat-o nu a fost suficient de clară pentru el și emoțional el practic nu a simțit că este în contact uh, cu tine. Firesc nu în termenii aceștia, dar Aha. el este foarte atent la reacția pe care adultul o are foarte interesant pentru că în cazul copiilor cu autism din puțina mea înțelegere pe subiect, uh -huh. e o dificultate în a citi exact. indicatori social emoțional din the disordered mind al lui Eric Kandel. Înțelegem că și diferențe în arhitectură cerebrală, acolo care te împiedică da. să citești stimul social, respectiv mimică, ton, sarcasm și așa mai departe. Înțeleg că la copiii cu abilități înalte e invers. Exact. Sunt foarte da. receptiv la asta până în punctul în care ce citesc pe chipul tău sau cum simt feedback-ul tău la interacțiunea cu mine mă, afect, mă poate afecta emoțional foarte intens. Exact, da. Bun. Foarte utilă uh, ideea asta că poate să ajute părinții să distingă între două Tipul condiții de interes, foarte exact. diferite. Da, da, Bun. Da. Ok. Uh, dacă la capitolul cum îi observăm mai găsești ceva relevant de împărtășit... Ar fi un moment bun, că am vorbit în ce constă, am vorbit cam cum poți să intuiești, să observi, până trecem la teste. Deci, aici care putem măsurăm... să ne uităm într-adevăr la uh, cele trei inele ale lui Renzuli, exact Despre așa care se care cheamă, da, da. Uh, intersecția între creativitate, uh, motivație. Și o pasiune pe care copilul o manifestă poate să fie intersecția dintre uh, cele trei. Cele trei, da? Care și să și te dacă conducă observăm, către. Iar avem un indicator da. că s-ar putea da. să avem un da. copil cu abilități da. înalte. Ok. Deci, motivație, pasiune pentru ceva și. Uh, creativitate. Creativitate. Bun. Acum, dacă. Am observat lucrurile astea, să spunem, la copilul nostru. S-ar putea mulți părinți acum să spună șalme, o are vizității în alte. Uh, au vreo variantă să testeze lucrul ăsta concret? Și dacă da, unde, cum și până la ce vârstă? Uh, de testat concret se testează la șase ani. Okay. Pentru că până la vârsta de șase ani, ce putem să spunem dacă ar fi teste, doar inteligența fluidă am putea o testa, da? Inteligența figurală. După șase ani, intervin și ceilalți trei parametri de care am vorbit în prima parte a discuției. Da. Uh, deci, după șase, după, nu neapărat la șase, ci după șase. Începând cu vârsta, deci am plinit copilul șase ani, oricând după. Da, 5 ani și 11 luni, spune testul, dar ideal este totuși luna aceea e relevantă în dezvoltarea copilului. Absolut. Dar. Ca să știm, deci 6 ani este pragul până la 16 ani și 11 luni. De ce spun asta? Este că testele acestea nu sunt create de... în România, da. sunt create în Statele Unite. Un test se creează într-o perioadă de între 3 și 5 ani, iar fiecare stat care achiziționează acea baterie de teste, trece printr-un proces de normare, de normare a bateriei respective. La și populația. iarăși în România, cei de la Cluj, catedra de psihologie de acolo, a calibrat testul, a durat 2-3 ani. Deci, deci sunt, între 6 ani și da, 16-17. Da, am subliniat și aspectul acesta că mulți se întreabă Cum se numește testul. bateria sau cum se numește uh, testul? Visc 4 w i -S 4 da? da? Știm de la ce vine? E numele celui care... A, da. Foarte frumos. Da. da. Ok, deci VISC-4. Și okay. 4 este că e versiunea a patra. După ce aplicăm testul, ce putem să descoperim? Ce rezultat oferă? Dacă e cu abilități înalte sau nu? Sau avem și altceva mai în profunzime, mai detaliat? Ce facem noi cel puțin ca diferență este că pe lângă partea aceasta cantitativă, da. pun grila, îmi ies scorurile, facem această interpretare calitativă, adică corelăm indicatorii între ei da. și coroborăm cu partea aceasta de observare calitativă pe emoțional, respectiv pe social. Ok. Scala aceasta a intensităților emoționale, a trăirilor, am luat-o dintr-o altă scală. La fel, studii longitudinale făcute de alți specialiști. Și coroborăm și spunem, bun, dacă a avut inteligență bă, cristalizată, dar motricitate fină, să spunem, bă, nu a dovedit-o a fi la parametrii. Nu, optim. Ce măsoară, Vizcu, că -ar avea nu cum... dar indicatorul de viteză de procesare da. îți indică lucrurile acestea, pentru că, bă, în proba aceasta, este și o probă de scris, Aha. în care tu, ca evaluator, bă, înțelegi ce s-a întâmplat acolo de capacitatea copilului a fost scăzută sau crescută. OK. Da. Și din lucrurile evaluate de test, pot să ne listez câteva, deci inteligență fluidă cristalizată, viteza de procesare și memorare, astea patru. Da. Ne-ai și... ne tu și de uh -huh. viteza de inteligență motrică. Nu neapărat inteligența sau... motrică, Ce mai degrabă aici este dezvoltarea fiziologică. Da respectiv emoțională, atunci când de când apare anxietatea de performanță, okay. eu, ca o, evaluator, contextualizez de ce, în anumite momente, copilul poate nu a dat răspunsurile așteptate, uh, tocmai pentru că anumiți factori au intervenit mm -hmm. și atunci eu notez aceste observații calitative da. în, în timpul evaluării. Firesc că uh, a face observațiile calitative. Nu trebuie să fie din perspectivă subiectivă, ci din perspectivă obiectivă. Okay. Și aici este iarăși uh, un aspect extrem de important, astfel încât să nu vii către părinte uh, cu explicații care poate nu au sens pentru el, dar probele îți indică foarte clar anumiți indicatori. De exemplu, dacă ai un coeficient de memorare de scurtă durată. Care nu a obținut un scor foarte ridicat și poate da. să fie în zonă normală, poate să-ți indice și ușor care nu știu, un deficit de atenție, dar îl contextualizezi, dacă este un coeficient de uh, uh, viteză de procesare scăzut, la fel poate să fie da de, dat de, de performanță. Poate să fie dat de această lipsă de motricitate fină în dezvoltarea, Aha. Paramet, da, în dezvoltarea uh, fiziologică pe care copilul o are și atunci poate să te conducă către disgrafie, uh, dislexie, discalculie. Ok. Da? deci acolo po poți să te uiți uh, în, în evaluare. Deci, de asta spunem că evaluarea este calitativă, și, în proporție de 99,9% din anamneza făcută de către evaluatorii noștri, da. părinții, chiar dacă inițial n-au venit să spună absolut nimic despre copilul lor, s-a dovedit. Că observarea calitativă a fost samulat perfect pe ceea ce, de fapt, părintele voia să afle. Okay. Și aș zis la un moment, da, părinții ne-și întreabă, dar parcă l-ați văzut dumneavoastră mult mai mult față de învățătorul, educatorul, profesorul cu care intră în contact. În care cred că e o temă da. pe care merită să o adresăm da. în a doua parte. Mai vreau să te întreb în zona asta de a înțelege conceptul de abilități înalte, respectiv cum le observăm. Mai am două curiozități. Dacă sunt și niște diferențe în arhitectură cerebrală la copiii cu abilități înalte, adică dacă vorbim hardware, e creierul lor diferit de creierul copiilor tipici sau asta e mai degrabă un aspect software de cum le funcționează mintea, fără să găsim neapărat o amprentă în dezvoltarea lor cerebrală diferită. E ceva acolo? Nu sunt neapărat studii în direcția aceasta, eu una nu am găsit. Ce am găsit este că într-adevăr, plasticitatea creierului fiind mult mai mare, partea de cortex este ceva mai dezvoltată. Okay. Dar n-aș intra eu foarte mult aici ne fiind neurocercetător. Doar de da. Unele studii ar spune că da. Altele ar spune că nu neapărat în zona aceasta, ci mai degrabă în modul în care prelucrează. Deci primesc cum impulsuri, software. exact, primesc impulsuri uh, uh, în anumite zone cerebrale, deci mai degrabă în direcția aceasta. Ok, bun. Și a doua curiozitate este dacă abilitățile înalte sunt nature sau nurture. Sunt ceva înnăscut și înțelegem că cel puțin un parametru e, inteligența fluidă, Respectiv, din celelalte trei care pot fi dobândite sau și ele sunt tot înnăscute? Uh, și celelalte sunt practic înnăscute, pentru că inteligența cristalizată se dezvoltă firesc pe o capacitate pe care copilul o are cumva născută pe inteligență fluidă. Okay. Înțelegerea vocabularului ține de zona de logică. Uh -huh. da? uh, deci copiii aceștia se nasc, nu se creează. Okay. Ce este în școală. <laughs> Util să da. ne uităm la părinți. Deci, dacă vă place ce au zis, dragilor, nu e neapărat ceva ce putem să construim că avem impulsul ăsta. Da. Să ne dorim să ce fie este cumva. important este să menținem și să potențăm, că de fapt aici este important. Și înțeleg că, practic, din ce am vorbit noi și înainte de a intra în înregistrare, a avea abilități înalte nu e neapărat o binecuvântare, mai ales în contextul sistemului nostru educațional de masă tradițional și nu doar al nostru, nu doar în România, abilitățile astea înalte pe parametrii pe care i-am cartat deja vin la pachet și cu niște dificultăți în relaționarea cu părinții, cu profesorii, în integrarea la școală, despre care abia aștept să ne povestești. Deci ne-am lămurit că e mai degrabă genetic, nu dobândit, e ceva cu care te naști, nu ceva ce dobândești. Și acum am Pus deja fundația, cum că mediul poate să valorifice, să cultive potențialul ăsta sau poate să-l strivească. Da. Dacă simți să spui mai multe despre asta, tu ai avut multă experiență practică cu ei. E un, e un moment bun. Da, ce ne uităm și de fapt de unde a plecat și demersul acesta de a studia fenomenul în cadrul unui doctorat. Uh, au fost câțiva parametri. Uh, odată, doar 3% dintre ei reușesc în viața de adult. Unde? Da. Primul lucru pe care trebuie să îl adresăm este intrigat. ce înseamnă că reușesc. Da, exact. Ce înseamnă succes? intrigat. Uh, între 8 și 10 ani, cei mai mulți copii uh, veneau înspre noi uh, spunând deja uh, eu sunt un prost. Și din nou ne-am întrebat oare de ce au această reprezentare de sine de la această vârstă în maniera aceasta. Dacă pentru partea aceasta cu eu sunt un prost, ne-am răspuns în urma evaluărilor și răspunsul a venit noi ne uităm mai degrabă spre ceea ce ei nu pot să facă decât spre ceea ce pot să facă. Noi, părinți, Noi profesori. părinții, profesorii, mai ales ne uităm în școală, dacă scrii urât, ești catalogat ca un copil da, care nu o să aibă -are niciodată potenții. succes. Mm -hmm. În continuare se întâmplă asta. Se întâmplă. Asta m-a surprins și pe mine. Dacă acum 30-40 de ani poate era, să zicem, cumva normal ca că atâta. -aveam da, altă că aveam Acum, cu accesul la informație, totuși profesorii în continuare au tot aceeași... Re... Da, metric, da, asta da. Un da. Trei. Ok? Uh, și aici uh, pot să vin cu un exemplu concret. Uh, când în cadrul unui atelier de storytelling... Uh, noi lucrând cu specialiști în domeniu. Uh, unul dintre copii a zis: uh, "Vin la storytelling pentru că, na, e unul dintre cursurile la care trebuie să particip, dar eu nu scriu sub nicio formă", i-a spus uh, trainerului. Și trainerul a zis: "Nu nicio problemă. Hai să ți arăt, știi, eu sunt o scriitoare, hai să ți arăt uh, manuscrisul." Um, și când a văzut copilul cu cât verde-roșu era acolo uh, corectat, Da, se uită așa către scritor și zice, că ești un scritor slab, că arată precum caietele mele. Și um, Ceea ce arată cumva că putea să proiecteze reprezentarea asta de sine, da. dacă eu scriu urât, sunt prost, și peste altcineva care, care avea da. corecturi, ok. Și scritorii spune păi știi, ca să ajungi să uh, scoți uh, o carte, treci pe la un editor și editorul are foarte multe corecturi pe lucrarea respectivă. Și atunci are o epifanie și spune înseamnă că eu, de fapt, pot să fiu un scriitor, pentru că eu am foarte multe idei, dar învățătorul meu îmi spune de fiecare dată că vorbesc prea mult și că nu scriu uh, și, sau că scriu urât că să, de fapt, era ideea. Uh. Uh, și se produce acest. Uh, Uh, de <grijinilor> da, acest asta. declic, în care părintele mă sună și îmi spune: Nu știu ce s-a întâmplat la storytelling, dar doar prin această întâlnire, uh, copilul a început să scrie, ceea ce este fenomenal. Uh, și asta, de fapt, este diferența între uh, intersecția copilului cu un mentor care să-i producă declicul și să-și dea seama: Tu nu ești, de fapt, prost, slab în zona respectivă. A avea succes în viață înseamnă a parcurge niște pași, a avea intersecțiile potrivite, astfel încât tu, într-adevăr, să arzi acele etape în care să te vezi valoros acolo unde ești valoros. Adică, el, dacă avea multe idei și vorbea Sunt prea mult, mult la greu, clasă, da. în într-un grup de 30 de copii, era clar că era greu de ascultat, da? Dar faptul că nu-și scria constant la școală, asta îl făcea pe învățătorul lui să-l să desconsidere și să-l arate cumva mai degrabă a nu fi... Eu ce-mi iau de aici și mi se pare că e util nu doar pentru copiii cu abilități înalte sau pentru lucru cu ei, ci pentru copii în general, e că trebuie să înțelegem ceva ce noi am vorbit într-un episod în care am făcut distinția asta între proces și conținut în educație. Conținutul ce învățăm, procesul cum învățăm ce învățăm. Și în efortul de a memora sau de a preda ceva de multe ori rezultatul e că rămân cu convingerile astea identitare că sunt prost, n am talent, nu sunt bun la asta. Orice înțeleg și din munca voastră cu copii cu abilități înalte e că mult din. cum să spun, potențialul lor de a-și uh, atinge potențialul vine din cum se uită la propria lor performanță și la propria lor persoană unde profesorii, respectiv părinții, au un cuvânt foarte important de spus. Poți să îți tirbesc relația cu scrisul, spunându-ți că n-ai nicio șansă, că uite și tu cum scrii. Sau, eu văd la tine creativitate, apreciez foarte mult calitatea ideilor, e firesc să se mai întâmple și asta. Să corectăm, să tăiem, să... Deci recadrarea asta într-un spațiu constructiv Pare că face o mare diferență și ceva de luat acasă, și dacă ești părintele unui copil cu abilități înalte sau nu, unui, al unui copil tipic, și dacă ești profesorul lor. Și cultura aceasta a eșecului, că nu este totul uh, numai pe performanță, uh, pentru că anxietatea de performanță, cel puțin în spațiul nostru este european. Uh -huh. E, gând, e privită din perspectiva pozitivă. Păi, poate să ducă procesul învățării, e ceva bun, când de fapt creează anxietate, mm. depresie, iar la ei ne uităm că deja în perioada 10-12 ani depresia Aha, începe hai. să se instaleze, da? 10, ei au, da, ei au și o dezvoltare precoce, deci. Preadolescența este cu 2-3 ani uh, înaintea copiilor tipici. Și atunci, depresia, în cazul lor, apare mai devreme ca element. Deci, nu neapărat că punem un diagnostic, dar de are depresie. Uh, și anxietatea de performanță trebuie privită cu foarte multă atenție în cazul lor, uh, ceea ce înseamnă că un mediu în care uh, eșecul este privit. Ca o modalitate de învățare, de a te ridica din ceva ce astăzi n-ai făcut, nu e nicio problemă? Hai să vedem mâine. Eu nu pot să insist destul pe ideea asta. Noi avem. Multe episoade și în podcastul gratuit și în uh, mindarchitect.ro unde materialele premium despre învățare și uite e, e cartea asta Cum învățăm a lui Stanislas Dehan care e un neurocercetător francez care vorbește de patru pași care sunt universali, care au legătură cu cum funcționează creierul. Prima e atenție, dacă nu angajăm atenția e complicat să învățăm. A doua e angajare activă, trebuie să faci ceva cu ce ai învățat, să pui în practică, cumva să operaționalizezi. Să zicem că s-ar întâmpla primele două în școală. Al treilea pas, textual, se cheamă error-feedback. Feedback generat de erori. Deci, omul la ce ne arată, la nivelul creierului, nu e un model de predare, e o realitate neurobiologică, e că dacă nu greșești, nu vezi nimic. Și noi cred că ar fi util să ne îmbogățim modelul despre uh, învățare, modelul mental despre învățare, cu acceptarea realității este Ba, dacă nu greșesc, nu învăț. Și explicația neuro e foarte interesantă, că dacă creierul nostru cumva încearcă să minimizeze consumul de energie și dacă fac ceva ce miese, n-are sens să apară plasticitatea și efortul necesar pentru a crea noi conexiuni. Pe când, când apar greșel, când mașinăria predictivă ce creierul nostru întâlnește ceva diferit de ce știa, acolo se creează și relieful neurochimic și activitatea cerebrală necesară ca să învățăm lucruri noi. Asta se aplică în sport, se aplică în academic la școală, se aplică în orice aspect al vieții noastre, cred că și în relații de cuplu când greșim ceva și există o consecință, simțim că, nu știu, am supărat partenerul de viață sau altceva, apare ții minte mult mai puternic, apare cocktailul ăsta neurochimic care implică adrenalină, cortizol, acetilcolină, de natură să reții. Și ultimul pas din modelul ăsta e consolidarea care presupune somn odihna unde transferăm informație dintr-un sistem de memorie în altul. Ne-ai spus cât de importantă este relația noastră cu greșeala în lucru cu copii cu abilități înalte, cu anxietatea de performanță care cred că paralizează mulți conațional și nu numai. Aș vrea să te întreb dacă suntem părinții unui astfel de copil. Mergând acum un pic, am văzut elementele, am, ave, avem niște idei despre cum îi identificăm, am înțeles și testul pe care îl putem aplica. Ce pot eu să fac dacă sunt părintele unui copil cu abilități înalte, ca să-i fac viața mai bună și să-l ajut să-și atingă potențialul? Avem un prim element pe care l-ai spus deja, relația cu greșeala. Să avem relația asta sănătoasă cu greșeala, care e confirmată de un munte de cercetare, cum că greșeala e Calea către performanță. Viească. Și uh, învățare. Altceva. Ce am mai putea face? La ce, am, la ce să avem grijă, ca părinți sau ca profesori, dacă avem un copil de felul ăsta ori acasă, ori în clasă? Uh, să încercăm să uh, înțelegem ce este cu aceste impulsuri emoționale, că pot veni pur și simplu pe uh, reacții uh, fiziologice, uneori, uh -huh. da? cum mi s-a întâmplat și nou în școală, la ora de biologie, de biochimie, la, în laborator, unul dintre copii a început să plângă și totul era în regulă, Ok. plăcându-i foarte mult orele respective, dar neînțelegând că mirosul acela puternic de substanțe i-a produs la nivel neuronal Uh, un context uh, în care emoția uh, a fost la o intensitate mult prea crescută. Apropo da? de care, ca exact. să sens, ca să, sens, da? mirosul e stimulul care se procesează cel mai puternic. În creier e nemediat din ce mi-aduc aminte de procesare în Talamus și atunci e fire. Sunt studii care arată, de exemplu, și că dacă într-o sală de judecată miroase urât, judecătorii dau sentințe mai aspre pentru că se activează sistemul 1. Ce numim noi elefant, care te predispune la focus pe negativ, rigiditate, e un relief emoțional mult mai polarizat negativ. Și foarte interesant, deci, cum de la miros, în cazul Cade. unui astfel de copil, foarte cu, cu sensibilitate emoțională crescută sau cu uh, intensitate emoțională ridicată, poți să observi manifestarea asta pe care, iar eu, dacă aș fi părinte sau profesor și naști. Ce ne împărtășește acum, sau partea asta de neuroștiință, aș spune, băi, ce naibă e neregulă copilul ăsta? Că, uite, restul sunt cu minți. Deci, atenție la. Apropo de reacțiile pe care le uh, uh, menționam și la copilul mai mic, da? Și această sincronie între dezvoltare cognitivă și dezvoltare emoțională. Reacțiile uneori. Unde cognitivul e foarte sus exact. și văd că are vocabular. Bogat, pro... procesează complex, emoțional. E ușor destabilizat. Aș vrea să te întreb dacă în intensitatea emoțională pe care uh -huh. ne-ai numit-o putem să vedem o dificultate și cu reglarea emoțională? E o deficiență în capacitatea de, de a se autoregla emoțional sau de a fi reglat din exterior? Sau e doar intensitatea mai mare la același stimul într-un copil? De tipic? Intensitate. E inten... Deci despre intensitate, de regulă, vorbim. Okay. Pentru că dacă îi se explică după aceea, ok. Asta s-a întâmplat pentru că el cognitiv e absolut mm -hmm. în regulă și mm -hmm. se autoreglează. Deci, eu ce-aș mai lua acasă și, și poate e o idee utilă pentru părinți este să aibă răbdare cu a oferi mai multe explicații, pentru că pare că în cazul copiilor cu abilități înalte, dacă le explici ce trăiesc sau de unde vine un stimul, îi ajută mult în autoreglare, procesare. Mm -hmm. De aici, tot așa, în literatură citesc foarte mult despre burnoutul adulților care lucrează cu ei, și asta regăsim și atunci când discutăm cu profesori sau cu părinți, și spun, în sfârșit, cineva care înțelege și problema noastră. Nu neapărat că suntem noi primii care îi înțelegem, ci ne dăm seama că, da, este foarte greu să treci de la caruselul acesta al emoțiilor și al discuțiilor interminabile de multe ori, în care ei îți cer încă o explicație, încă o explicație mm -hmm. și încă o explicație, pentru că, de fapt, vor foarte mult să-și certifice că tu îi accepti așa cum sunt. Deci, aici te consumă teribil de mult în a valida că nu îl percep ca fiind un ciudat, așa cum a fost etichetat până în momentul acela, ci că îl vezi din perspectiva în care nu are, poate, niciun diagnostic, da, adică Asperger, uh -huh. disgrafie. Este pur și simplu un copil uh, cu un potențial, neapărat, uh, da, cu un potențial din punctul lui de vedere uh, și are nevoie foarte mult de această validare. Deci, până ajunge acolo cu el, uh -huh. uh, te testează foarte mult. Deci, asta am observat uh, uh, în cazul lor uh, uh, destul de. Uh, de, Reglant, de, da, de, de greu de reglat cu ei Mai ales când au primit în spate Mult stimul negativ Aia. Aha. Da? Asta eram curios da. Dacă e un impuls natural să te testeze ceva da. ce vine la pachet da. Cu tipurile astea de inteligență De care am vorbit crescute Sau e ca urmare a experiențelor de viață În care au cam fost respins etichetat etichetați și atunci e o neîncredere Dobândită în E o neîncredere dobândită pentru okay. că au capacitatea aceasta să te citească, să-ți citească chipul. Mi s-a întâmplat, fără să mă cunoască neapărat copiii în școală, să-mi spună, atitudinea asta a ta este diferită, trebuie să ai o funcție importantă în această școală. Do Doar okay. prin atid... la ce vârstă? 6-7 ani, deci au o intuiție extraordinară da? și un spirit justițiar deci asta. Ați observat da, tiparul ăsta? Da, da, da. Un spirit justițiar foarte crescut uh, uh, și dacă n-au o explicație foarte logică din punctul lor de vedere, uh, pierzi. Uh, conexiunea. Uh, și nu doar conexiunea, uh, autoritatea. Deci, apropo ah, de autoritate. Ce da? Interesant. Deci îți pierzi autoritatea în fața lor. Adică dacă tu, ca profesor, de la început, nu te poziționezi ca uh, eu sunt cel care conduc discuția, împreună cu tine suntem aici să construim, da? uh, regulile sunt acestea trei, care nu trebuie să fie uh, nici prea permisive, nici prea uh, restrictive, ai pierdut autoritatea cu acest copil și o câștigi foarte, foarte greu. Aici sunt curios să intrăm un pic mai în detaliu în asta, că asta cred că e uh -huh. util și pentru părinți și pentru profesori. Când spunem autoritate și că trebuie să avem reguli clare, când vorbim de a seta relația cu un astfel de copil, ce e diferit de un copil tipic? Că aceleași lucruri aveau o relație, vedem și în Hold On To Your Kids, Gabor Mate și Gordon Neufeld. Gordon e psiholog specializat în dezvoltarea psihologică a copiilor și probabil e unul din cei mai relevanți acum. Vorbesc despre faptul că parentingul presupune totuși o relație de subordonare, nu pe form pe pe palie, pe filiera asta de agresivitate, dominanță, dar copilul trebuie să simtă că depinde de părintele lui. E o temă centrală în carte, în care spune dependența e esențială în asta, în parenting. Acum Nu știu cum să... Am multe întrebări în minte, că mi se pare că e ceva foarte important. Hai să mergem prima dată la distinția asta. Am un copil tipic, am un copil cu abilități înalte. Cum ar trebui eu, părinte sau profesor, să seteze relația diferit? Sau ar trebui să o setezi diferit? În primul rând, copilul acesta trebuie să te simtă pe tine că... Um, are ce să învețe de la tine. Deci dacă Aha. simte din prima că... Te-a întrebat, nu știu um, cum ne spunea într-o conferință de an în anul nevăzător um, și campion mondial la șah și a zis eu am intrat în școală, într-o școală specială pentru nevăzători și am pus o întrebare învățătoarei mele. Din domeniul istoriei Pentru că tatăl meu fiind pasionat Îmi citea foarte mult Petreceam foarte mult timp în discuții Pe teme istorice Și învățătorul meu mi-a spus că Această întrebare Eu pot adresa în clasa a patra Când vom face istorie okay. da? El având șapte ani la momentul respectiv. Și a zis, eu în momentul acela mi-am dat seama că nu voi avea ce să învăț de la acest învățător și emoțional eu am abandonat procesul educațional și am fost un elev mediocru. Deci, în primul rând, el trebuie să te simtă că, într-adevăr, tu deții cunoștințe, nu neapărat expertiză. adevărul, da, nu neapărat adevărul absolut. Nici asta nu-i place. Să te vadă eu sunt aici să te învăț pe tine ceva, ci doar să simtă că în tine are uh, această o Sursă de os, cunoaștere. Exact. Și în uh, cum interacționează efectiv părintele sau profesorul cu copilul, înțeleg că trebuie să folosească argumente logice, foarte secvențiale logica. Da. Adică nu răspunsuri din registru Vai. pentru că așa zic eu. Nu. Sau pentru că așa trebuie, sau pentru că așa se întâmplă. stres din... foarte tare pe acest copil. Începe un joc de putere, care pe care, și asta la un moment dat te duce într-adevăr în ATSK de, de puteri, și ajunge în cabinet, de regulă, faceți ceva cu acest copil, că eu nu știu ce să-i mai fac, uh -huh. când de fapt este setarea foarte clară încă de la început. Are dar la te consumă, adică noi ne uităm de la grădiniță până la vârstele mari. E un consum de energie teribil, care poate să dureze în funcție de vârsta la care intră mai mult sau mai puțin. Firesc că la grădiniță durează 2-3 săptămâni. În momentul în care copilul este mai mare, poate să dureze un an, doi, pentru că deja și forma lui în care a intrat, dar cu toate experiențele, uh -huh. își spun cuvântul. Bun. Deci să fie o sursă de competență, cunoaștere, expertiză în fața copilului, nu cu adevăruri absolute, ci cu explicații cu logice. Smerenie, cu zicem noi. Please. Da? Dacă vrei să ne elaborezi da? puțin ideea smereniei, că și înainte de înregistrare ne-ai da. zis că cuvântul ăsta e foarte important da, în e a relaționa cu un astfel de copil. În, rom... în, în engleză ar fi humbleness. Da, și la noi smerenie, da. Da, smerenie. De deci ce am observat noi că smerenie? Deci, nevoia aceasta de competență tu trebuie să o deții. Dar valoric, da. psiho tu trebuie să fii foarte ancorat în ceea ce știi tu despre tine foarte mult. Deci, autocunoașterea ta ca adult e oh. foarte importantă. Okay. Altfel, pierzi într-adevăr teren în fața acestui copil, atât tu ca părinte. Foarte interesant. Da? Cât și tu ca profesor, pentru că tu, dacă vii acolo pe poziția Eu știu, eu sunt aici, adultul care trebuie să te învețe ceva, regulile sunt astea și trasezi la modul, dacă nu faci asta, clar nu o să se întâmple ce trebuie. Mm -hmm. Lucrurile din prima nu vor. Acolo da, să, da okay. se, se rupe filmul. Cum ar fi vorba? <laughs> așa, da? foarte bine. <laughs> îmi place când da. vorbim așa, ok. Uh, deci, smerenie, sursă de expertiză, în comunicare să vorbim tot așa într-o manieră răbdătoare, cu explicații, cu profunzime, că înțeleg că e și o marcă. A interacțiunii cu un astfel da, de copil? Și cu un, um, un sarcasm um, <laughs> foarte fin lucrat, pentru că poți să-i spui, Hai, fată, lasă că știu eu cum este cu expresia asta, am auzit-o uh -huh. și atunci îl câștigi de partea ta. Da? Dar, cum Felul în care te duci către acest copil este foarte important, pentru că poate să o ia fie ca o provocare respingere. negativă. Las că ți-arăt eu Sau da. respingere. Deci, urmăresc, la nivel energetic, au o capacitate extraordinară comparativ cu copiii tipici. Deci, iarăși, aici trebuie să fim foarte atenți în ceea ce îi privește. Mm -hmm. Noi, de multe ori, ne-am luat-o pentru că n-am înțeles aspectele acestea. Și atunci, întâlnindu-ne săptămânal, am zis, bun, dragi terapeuți, psihologi, spuneți-ne care ar fi strategia. Eu ce mai au valoros, care cred uh -huh. că e aplicabil și în viața adultă, e că trebuie să lucrezi tu ca părinte sau profesor cu tine și să ai capacitatea să nu folosești trucuri și unelte cu ei, că să prind din ce descrii dacă folosești șabloane sau, ai cam auzit eu în podcast cum să zic, mm -hmm. ci efectiv să lucrezi la tine, să poți să operezi din spațiu ăsta de smerenie, de modestie, de curiozitate, de prezență, de acceptare. Să te simți autentic, acolo este. Și înțeleg că și relația ideală e una așa, nu adult-adult poate e prost spus, tranzacțională, adult-adult în sensul de întrebarea ta e la fel de legitimă tu având șapte ani, cum e și Întrebarea mea sau răspunsul meu nu ne că avem același statut în clasă, că totuși sunt profesorul tău și te ghidez în călătoria asta a învățării, dar să nu fie o relație tipică părinte-copil sau autoritate, da, exact, poziția aceasta putere, vorbind, putere, da, subordonare. Și tu ești aici. Deci nu funcționează sub nicio formă cu ei relația aceasta. Lucru care cred că este da. util de spus că și în cazul lor mi, -mi se pare că în general ar fi util să interacționăm din spațiul ăsta adult-adult. Eu mi-aduc aminte gândindu-mă și la experiența mea, că pe tot parcursul discuției noastre am tot contemplat și reflectat în câte dintre trăsăturile astea m-am regăsit pe măsură ce am vorbit. Eu mi-aduc aminte că în școală asta era unul din lucrurile care mă frustrau cel mai tare. Faptul că nu reușeam să înțeleg răspunsul logic la niște lucruri, mi-aduc aminte și la religie, că am întrebat dacă Adam și Eva au avut doi băieți, Cain și Abel, din care unul l-a omorât pe ălălalt și au rămas doi bărbați și o femeie care erau rude cum am ajuns noi să fim miliarde și profesorul de religie nu a putut să răspundă la asta. A zis pentru că au avut fi și fiice. Vlad, colegul meu aici de față, am fost colegi în liceu și -a aduce poate aminte și dau exemplu ăsta pentru că relația adult-adult de care vorbim noi, psihologic vorbim, nu biologic, pentru mine a făcut o mare diferență când am descoperit training-ul, eu am mers la primul program de training în clasa 11-a, facilitat tot de școala publică, adică la ora de geografie ne-a fost prezentat primul program de educație non-formală din România și am mers. Și acolo îmi plăcea să merg pentru că eram, eram tratat ca un adult. Adică când puneam o întrebare, nimeni nu râdea de ea. Dacă n-avea răspunsul, spunea, băi, nu știu să-ți răspund la asta, dar uite, mă documentez și vin cu o perspectivă data viitoare. M-a întrebat ceva ce nu știu. Eu nu știu dacă am fost sau dacă sunt un om cu abilități înalte, dar pot să spun că trăsătura asta specific de a avea tranzacții adult-adult psihologic vorbind, respectul, modestia, astea mi se par lucruri utile în general. Cu atât mai mult în contextul lor unde înțeleg că dacă nu există să rupe conexiunea, dar și dacă vorbim de un copil tipic, astea sunt lucruri pe care eu le-aș recomanda oricărui părinte, respectiv oricărui profesor, pentru că ajută pur și simplu în relațiile dintre exact. noi. Și ce ne mai uităm este că, într-adevăr, caută aceste valori pe care să le regăsească, tipare de care să se lege, pentru că mm -hmm. au foarte mare nevoie să se ancoreze, uh, tocmai pentru că își dau seama de intensitățile acestea pe care le au la nivel emoțional. Mm -hmm. Deci, iarăși. Uh, profilul adultului cu care el trebuie să interacționeze, pe lângă tot ce am spus, uh, trebuie să aibă valori uh, bine conturate, okay. uh, deci nu prăfuite, așa hai să vedem un pic pe acolo cam cum ar sta lucrurile, uh, pentru că ei au nevoie uh, foarte mult să se regăsească. Da, în, ca în, în zona de neuroni, oglindă, unde tu uh -huh. te uiți, ok, mă potrivesc cu persoana aceasta sau nu? Pentru că ei te resping ah, foarte repede. Deci da? au, au nevoie. Noi lucrăm cu modelul ăsta, Scarf, care uh -huh. vorbește despre niște butoane emoționale universale. Au nevoie să simtă familiaritate cu celălalt, să simtă da. relatedness. Și pentru că, de fapt, au nevoie să, se, să simtă foarte repede acceptarea. Uh -huh. Acolo uh -huh. este. Și dacă avem lucruri da. în comun, bun, e da? mai ușor să simt că suntem din același trip. Lucru care, înainte de a merge către finalul conversației noastre, unde să mai adresăm un pic model educațional tradițional versus unul diferit, să ne povestești puțin despre cum e și arhitectura curriculară diferită, dar aș mai vrea să te întreb... Am vorbit și despre ce poate face un părinte sau un profesor în relație cu un copil cu abilități înalte. Aș vrea să testez cu tine dacă adulții din viața lor trebuie să aibă și niște abilități un pic peste medie, n-ai putea conține emoțional. Că din ce descrii tu, pare că în momentul în care am experiența asta emoțională intensă, când experimentez viața la nivel emoțional cu mai multă intensitate, am nevoie de adulți care au creierul maturizat, care au cortexul prefrontal maturizat cu toate funcțiile ce vin la pachet, să mă conțină emoțional, să poată să facă față momentelor în care eu trăiesc intensitatea aia, care poate să mă ducă în tristețe profundă sau în furie sau în anxietate de performanță de care vorbeai. Ea asta o abilitate ce merită antrenată, dacă suntem părintele sau Pentru profesorul? Pentru părinți, da, e foarte important. Chiar dacă, poate, nu știu, nu merg la terapeut, să spunem, că nu o fac. Dar ajuta. Dar, categoric ar ajuta și o recomandare pe care o uh, facem dar nu e obligatorie. Uh -huh. În schimb, cunoașterea de sine e foarte importantă pentru că atunci, de fapt, tu pierzi controlul cu, cu acest copil. Ne-am uitat și noi, mergând către orchei, okay, care ar fi profilul profesorului care s-ar potrivi acestui copil. Mai degrabă e profilul mentorului, al trainerului, nu al profesorului clasic. Uh -huh. Deci aici, ca să ne uităm un pic și spre ce căutăm noi în școlile noastre uh, pentru a putea să le facă față. Um... Poți să ne detaliezi un pic contrastul ăsta între mentor, respectiv trainer sau cum i-am spune și profesorul tradițional? În ce s-ar cristaliza diferențele? Uh, diferențele ar fi profesorul clasic Centrează foarte, se centrează foarte mult pe uh, conținuturi, pe performanța pe care copilul trebuie să o obțină uh, din punct de vedere școlar, uh -huh. uh, și vine firesc și din activitatea lui, și din tot ceea ce implică uh, evaluările lui ulterioare, uh -huh. pe când uh, mentorul ghidează mai mult iar trainerul vine într-adevăr din perspectiva aceasta în care are o structură foarte bine așezată în felul în care îți predă și creează contexte în care răstoarnă procesul educațional. Adică mai mult se centrează, exact, se centrează spre elev, uh -huh. spre pasiunile pe care, da, spre tipologiile leagă ce predă de ceva exact. de care copilul mai uh -huh. Deci aici ar fi diferența majoră. Și de asta este un cumul sau un liant între cei doi, pentru că nu este neapărat doar un mentor, doar un trainer, ci împreună. Bun. În termen da. de abilități, așa, exact. să cartăm un pic. Bun. Da. Genul ăsta de oameni găsim și în sistemul public câteodată. Găsim și în mediul privat, mai ales dacă au fost aleși în, în linie cu asta. Acum aș vrea să te întreb pentru părinții care a opțiunea să își ducă copilul într-un sistem privat sau la o școală dedicată. Abia aștept să ne povestești un pic despre ce ați construit voi. Dar până mergem acolo, aș vrea să te mai întreb dacă eu sunt un părinte care, urmărind conversația noastră, își dă seama, mă, s-ar putea copilul meu să fie aici, să fie un copil cu abilități înalte, dar eu nu am ori posibilitatea materială, ori geografică, oricum o fi să-l duc într-o școală dedicată sau fie la școala fondată de tine, fie în alt mediu care ar putea să-i hrănească mai bine individualitatea. Dacă vorbim de sistemul de învățământ de stat public, care sunt cele mai mari probleme pe care le-ați auzit la copii cu abilități înalte care sunt acolo și dacă n-am opțiunea, ce aș putea totuși să fac captiv fiind în învățământul de stat? Um aici iarăși noi ne am uitat cum intră copilul la șase ani, tot bazându-ne pe evaluări pe observări calitative. cum este copilul undeva în jurul vârstei de 10-13 ani? Scade destul de mult, începe să scadă destul de mult această capacitate a inteligenței fluide figurale uhum. de care tot am amintit. Um, și începe să crească coeficientul de memorare, deci e forma durarea, mediului ce cere. da. da. Um, iar spre 16 ani, părinții aproape că nu și mai regăsesc copiii. Um, și da, ne uităm că uh, foarte mult crește capacitatea aceasta de uh, coeficient de memorare și scad uh, primele două. Uh, eu folosesc parabola aceasta între uh, Uh, Industrii da, da. și șosele. Dacă n-am uh, uzinele, industriile uh, potrivite cu tehnologia aferentă, uh, degeaba am șosele rapide, uh, pentru că n-am ce să produc ca să trimit pe acele șosele. Cam așa se întâmplă și cu uh, potențialul copiilor. Mm -hmm. uh, Ceea ce um, și pentru noi este, de fapt, un semn de întrebare, nu doar pentru noi în România, este un semn de întrebare la nivel mondial, pentru că educația, chiar dacă ne uităm în Statele Unite sau uh, în Finlanda și ei spun, după 12 ani, într-adevăr, constatăm și noi că mai trebuie să facem ceva uh, în procesul educațional. Uh, deci, aici uh, răspunsul este. Uh, cum stimulăm această capacitate a copilului încât el să rămână în zona de, de explorare a creativității mai mult decât în a-i se livra, a-i da, se livra conținuturi, mm -hmm. a face conexiuni și aici intervine zona aceasta de care cu siguranță și părinții au auzit de traziciularitate, a corela informația, nu au învățat, învăț matematică, dar nu știu ce să fac cu matematica. Mm -hmm. Da? Uh, unde regăsesc matematica, pentru că o regăsesc inclusiv da. în artă. Da. Uh, deci, ai crea copilului contexte în care um, să privească lucrurile din mai multe perspective, nu dintr-o singură, di okay. singură direcție. Deci, asta ar fi uh, un aspect. Uh, cunoașterea uh, copilului, deci... Cel puțin, dacă nu găsesc grupuri de dezvoltare personală, este recomandat să meargă cu copilul, măcar cu copilul, către uh, a discuta, măcar din când în când, cu un specialist care să-l ajute să uh, înțeleagă de ce are aceste intensități emoționale crescute. Ok. Uh, și, măcar cu cele două uh, contexte, ajunge într-adevăr în a se identifica mai bine pe sine și a înțelege în jurul vârstei de 14-16 ani, când majoritatea dintre noi ne gândim, ne potrivim într-o direcție sau în alta. Mm -hmm. uh, că da, observ că sunt mai bun spre științe sau deci spre... Cunoaștere de sine. Deci cunoaștere de sine. Dar și zona emoțională, pentru că e foarte important să le combinăm pe cele uh -huh. două. Altfel apare, rămâne această desincronizare între ceea ce știu, cognitiv vorbind, și ceea ce știu despre mine. Uh -huh. Eu rămân undeva în plan secund, ceea ce cred că foarte mulți dintre noi am trăit oricum în școală unde am învățat o grămadă de lucruri, dar am învățat foarte puțin despre noi. nu se regăsesc și fie și aleg un traseu de carieră pentru că dă bine să mergi mm -hmm. la medicină, pentru mm -hmm. că așa cum v-au spus părinții, mediul, mm -hmm. profesorii. Mm -hmm. Asta e da? clasic. Și te trezești, de fapt, spre 40 de ani că n-ai vrut să faci asta neapărat. Da, ieși din asta și faci o școală, să spunem, nu știu, sau altceva. Uh, vreau să te întreb și care sunt cele mai mari greșeli pe care le pot face pe adulții, fie părinți, fie profesori, în relație cu ei. Ce ați observat că se întâmplă frecvent nasol în relație cu un copil cu abilități înalte? Să-i frustreze foarte tare, neînțelegându-i și uitându-se mereu spre ei, ca uh, spre acei copii uh, cu eticheta aceasta de ciudat, uh, și le crește nivelul de frustrare mm -hmm. foarte mult. Și de alienare. Foarte -imaginez. repede, foarte repede. Și ne-am uitat băieții în jurul, vârste de 8 ani. Deja au elemente clare de depresie, uh -huh. iar fetele intră în tiparul acesta de a da bine, în detrimentul dezvoltării abilităților uh -huh. și intră mult în uh, uh, a nu se lăsa uh, în dezvoltarea aceasta abilităților în alte pe care le au ci în direcția pe care le o trasăm noi adulți. Mm -hmm. Deci, deci frustrarea, frustrarea, o... da. Deci aici ne uităm că se întâmplă și facem greșeli de multe ori fără să conștientizăm. Deci nu e că ne dorim să ajungem cu nu ei acolo. Nu cred că părinte sau un exact. profesor. Exact, sau profesor, zbărești. exact. Ne mai spuneai tu de că o altă greșeală e să înceapă specializare foarte devreme. Da. Iarăși ne uităm, vin părinți cu copiii mici chiar și în jurul vârstei de 6-8 ani, la ce este bun copilul, doamnă. Mm -hmm. Da? Și noi răspundem, spunem, păi știți, până în jurul vârstei de 14 ani Nu pot Mai să specializez copilul de la început Poți să-ți dai seama, într-adevăr, dacă este vizual spațial Secvențial auditiv, ca tendințe Dar uh, haideți să vedem un pic că, cum stă cu efortul în proces Pentru că și acolo, da? Cum stă pe componenta comunicării a ceea ce uh, cunoaște Cum stă cu transferul uh, a ceea ce cunoaște în practică și invers Uh, și atunci, uh, uneori, vedem părinți dezamăgiți. Adică, nu-mi spuneți că dacă se joacă cu Lego, da? o să fie, o să fie un inginer. Uh, sau dacă vorbește da. bine, o să fie avocat. Exact. Uh, asta mi se pare o actualizare bună care merită luată acasă, nu doar pentru copii cu abilități înalte, ci pentru copii, punct. Că mi-aduc da. și eu aminte că eu am avut, încă din clasele 1-4, capacitatea să construiesc fraze ample, să am pușurință pu și versatilitate în comunicare. Și, încă din clasele 1-4, Volteanul tot trebuie să te face avocat, care arată mai mult cât de subțire înțelegerea noastră despre puncte forte sau abilități și transferul lor în niște traiectorii profesionale, decât în faptul că copilul nu poate fi uh, dibuit, încabrat. Da. Eu aș mai veni cu o completare aici, deci tu ne spuneai că până în jurul vârstei de 14-15 ani. N-are sens să încercăm să ne dăm seama să, Tu o să fie asta sau o să faci asta Mie mi-au plăcut Mai multe episoade de ale lui Andrew Huberman Care e un neurocercetător de la Stanford Care are un podcast grozav Se cheamă Huberman Lab Podcast Care vorbea exact asta Că până la 25 de ani când se maturizează cortexul prefrontal La ambele sexe el ce recomanda părinților este să-i ajute să experimenteze și să exploreze cât mai mult, să trăiască o paletă de experiențe și educaționale și de viață și emoționale cât mai amplă, ca după aia în baza acelei experiențe să poată să distileze ce vreau să fac, în ce direcție vreau să o iau și nu doar pe puncte forte. Nu doar pe trăsături de caracter, ci și pe pasiuni, pe valori, pe motivații, care sunt lucruri care se mai modifică în timp, și noi chiar avem un material care se cheamă TPVM, Talente, Pasiuni, Valori și Motivații, în care încercăm cumva să arătăm că e, un, e, o lume mai mare la care trebuie să ne uităm când ne alegem o traiectorie, decât strict vorbești bine, fă avocat, ești logic, fă inginer. E reprezentarea pe care noi o avem asupra meseriilor. Da, da? Unde și de acolo contează vine multe tipul, lucruri. Exact. Contează și da. ce valori, contează și ce te motivează, contează și ce personalitate, contează și... Mă rog, bun. Deci, să nu sau să nu caute specializare, timpurie, ci mai degrabă experimentare, deschidere la a testa exact. mai multe lucruri. Și ne mai spuneai tu aici și mi se pare, doamne, cât mă bucur că ai scris asta, să nu le supraîncărcăm programul. Da, e iarăși o componentă extrem de importantă pentru că atunci când constatăm că ni se certifică dacă avem copilul cu abilități înalte, profesorii vin, da, e foarte bun și acolo, și acolo, și acolo, în gimnaziu, mergem la toate olimpiadele, dacă se poate, tragem de copilul respectiv. Părinții aleargă să-l dezvolte și kinestezic și cognitiv, nu știu câte limbi străine, și motric, și motric, tenis și în not. De Toate, deci toate, da, pe principiul că poate își dorește copilul. Deci aud foarte de zonă, dar își dorește. Păi, dacă s-a da? prins, că asta te face pe tine fericit. Exact. În normal că -și dorești. aici este, de fapt, că uh, și da, dacă îl întrebi, uh, nu știu, într-un prim contact cu copilul, uh, el începe pe la, da, mai ales în când e adolescent. Da, m-am obișnuit așa. E firesc să fie programul atât de încărcat. Când încep, de fapt, să uh, intri în substraturi, îți dai seama că el este mai mult decât împovărat că nu este fericit absolut deloc și că este dedublat, este depersonalizat mm -hmm. și începe să se apropie ușor ușor în procesul lui de autocunoaștere. Stai un pic că eu fac așa și așa și așa și așa, și aia, dar mie îmi place. Hai, și pe restul le fac da. pentru că vreau să mulțumesc un părinte și pe care părinții iubesc, sau... dar și profesorii. Sau presiunea dacă da. toți presiunea. prietenii mei merg la asta da. să merg și Da. Deci atenție la supraîncărcarea aceasta. Bun, ne-am luat și tema asta. Eu îți mulțumesc foarte mult că am, am vorbit, cred că, Vlad, o oră și jumătate și un sfert. E numai bine să ne spui două vorbe despre cum e diferită școala pe care ai fondat-o și pe care o îngrijești tu și, cum să spun, de ce ar ajuta dacă descoperim că avem un copil cu abilități înalte să-l ducem într-un mediu de felul ăsta. Ce e diferit și da, cum ajută? Diferența este că ne adresăm, în primul rând, atât unei tipologii cât și celelalte, adică răspundem și în zona de creativitate, și în zona de structură, și, în, și pentru copiii care sunt vizual, spațial și secvențial auditiv. Lucrăm mult transdisciplinar cu ei. Mentorii pe care i are școala sunt specializați în domeniile în care ei predau, adică dacă este profesor de robotică, trainer de robotică, el asta a făcut mm -hmm. toată viața lui în spate. Deci, diferențele sunt în, în zona aceasta. Modelul este unul internațional ca traseu. Um, în sensul în care, uh, la finalul școlii, chit că merg de la grădiniță până la finalul liceului, sau că vin undeva pe parcurs, ei pot da BAC românesc sau BAC internațional? Tocmai nu bacul românesc. Nu bacul românesc, nu. bun. Da. Asta bacul internațional sau uh, A-levelul, bacul internațional este un standard de bacalaureat, uh, primul standard de bacalaureat creat în 1965, deci nu este o invenție mm -hmm. a școlii noastre. e mm -hmm. levelul este un al doilea standard uh, internațional în 1996, este okay. standardul uh, englezesc uh, și copiii pot să meargă fie către unul, fie către celălalt, deci nu către bacul românesc. Asta ar fi o diferență, dar... În bacul, traducere concretă, da. ei practic vor avea, după terminarea școlii, o diplomă care îi ajută să meargă la facultate în Europa, în America sau în țară, sau în în țară, țară. la o universități facultate care acolo... acceptă. Da, da. bine. Da. Da. Perfect. Că e bine pentru părinți să știe că au toate opțiunile astea. Mi-a plăcut mult că ai spus trainer și mentori, nu, nu pentru că profesorii nu sunt ok, ci poziționarea în sine înțeleg. Deci sunt oameni cu experiență, competență, care le pot câștiga respectul, apropo de ce ne-ai povestit în conversație respectiv e poziționarea asta mai adult-adult, unde trainerul face lecția practică, se adaptează individualității copiilor versus se adaptează individualitatea copiilor la nevoile lui, cum am trăit probabil mulți dintre noi. Bun. Fizic unde vă găsesc? Unde e școala? Fizic este în sectorul 2. Cred că mai multe informații pot să găsească pe site-ul nostru. Care este? www.giftedschool.ro o avem și pe ecran, mulțumim, Vlad. <laughs> și pot intra să vadă detalii despre ce facem, cum facem, de Excellent. ce testare. Uh, aș mai vrea să întreb pentru profesioniștii din educație sau părinții sau oamenii care s-au simțit inspirați de munca pe care o faceți, unde te găsesc pe tine? Uh, pe mine mă găsesc și pe Facebook uh, și pe LinkedIn. Simona Mitrea simplu și ne putem conecta acolo super, îți mulțumesc tare mult pentru conversația asta, eu am învățat lucruri în ce am povestit și îți mulțumesc pentru ce faci, eu nu știam cât de mult sunt, deci iară sunt cât ai spus tu, 500, 500 de, de mii mică. respectiv 16% Ceea ce e ceva. Da. E ceva. Ținem pumnii și cu doctoratul, și poate după ce l-ai gata, așteptăm, mai facem o conversație în care să explorăm ce e acolo. Și, dragilor, mulțumim că ați rămas cu noi până la final. Aveți în surse o grămadă de studii și cercetări de care uh, Simona s-a ajutat în a asambla documentarea asta. Aveți și linkurile către școală, respectiv datele ei de contact. Sperăm că la finalul episodului este am făcut viața atât părinților cât și profesorilor, dar mai ales copiilor cu abilități în alte mai bune. Vă mulțumim! Mulțumim! Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau în alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică.